tău. Off-road Max Bucovina a început cu înscrierile și verificarea tehnică a vehiculelor. Organizatorii au montat o scenă și două monitoare LED uriașe pe care au fost difuzate imagini din timpul competiției. Valoarea premiilor a fost una record pentru competițiile de off-road din România, peste 12.000 de euro. Este prima etapă organizată de Bucovina. Peisajul este superb, oamenii sunt superbi, totul este o organizare perfectă. Vă mulțumim mult și vă așteptăm la Bucovina. Bine, foarte bine, doar că a cedat puțin mașina și acum suntem în reparații, să zic așa. Și reușim până mâine să o punem pe picioare, să zic așa? Încercăm, nu știu, deocamdată vedem. Cum vi se pare aici la Bucovina, la Off-Road Max Bucovina? Foarte frumos, bravo. Traseu frumos. Da, foarte bine. Am fost la câteva competiții până acum, am participat, dar organizare ca aici nu prea am văzut, adică foarte ok. Ce anume v-a impresionat? Diversitate și mâncare multă. Cu tata mergeam și da, eram copilot și anul trecut am luat mașina și zic că nu, pilot. Și așa, că am zis că vreau să conduc și eu, că îmi place. Copilot am tot fost de foarte multe ori, mulți ani. De unde sunteți voi? Din Sighișoara. Organizatorii au pregătit participanților mâncăruri tradiționale și programe artistice oferite de ansamblul Opcina Bucovinei și interpreți de muzică populară din Republica Moldova. Atmosfera a fost întreținută de DJ Alin. Ce muzică le dăm? Ultimele noutăți, în primul și în primul rând, după care multă muzică de club și multă muzică care antrenează off-road-ul și mai tare pentru etapa de mâine. Deci va fi distracție în seara asta. Va fi. Super party! Merci, baftă! În premieră la o competiție de off-road din țară, cei de la Off-Road Max Suceava au organizat și o tombolă în scopuri umanitare. Marele premiu, o mașină 4x4, a fost adjudecată de Laris Iulian Ionescu, un tânăr în vârstă de 24 de ani din Fălticeni. Păi, în primul rând să-i fac ITB-ul asigurarea, să scot numerii și după aia să merg cu ea să circ. Puște off-road? Eu am mai făcut off-road. Au fost câteva mii de oameni la fața locului și alte câteva zeci de mii online, competiția fiind transmisă în direct și pe pagina de Facebook a televiziunii Intermedia. Da, sincer, nu ne așteptam să iasă chiar atât de bine, știam că va ieși bine, nu atât de bine. Trebuie să-i mulțumesc întregi echipe din spatele meu care a depășit 100 de persoane, am observat. Bineînțeles și bunului prieten Sergiu, care mi-a dat foarte multe indicații în această operațiune de off-road. E primul nostru eveniment în care am învățat foarte multe, sunt convins că au fost și minusuri, le-am notat deja pe o altă listă, le trecem la rezolvate deja. Și zic că mulțumesc că au ieșit cum aștept, că e perfect, cred eu.